Bună și bine v-am găsit la un nou videoclip. De data asta nu-i Jess aici cu mine, dar e lângă mine, croșetează. Bună! Suntem aici pe un nou server, se numește Evolution Minecraft, uitați, aveți și acolo. O să vă las și link în descriere și e un server chiar super, are o idee chiar faină de server. Și astăzi o să jucăm să vedem care e treaba cu serverul ăsta. E și fratele meu aici în joc, era aici, uitați-l aici pe David. El a mai jucat de câteva zile sau nu știu de când joacă pe server și are mai multă experiență. Să începem să facem și noi. Trebuie să ne facem un oraș, din ce am înțeles. Oricum, după ce intrați pe server aici aveți un tutorial. Scrieți comanda asta de aici, o să vă dea pe tutorial. Uitați cât de mare e harta la serverul ăsta. Deci, acum nu se încarcă, nu știu de ce. Acum se încarcă. Deci, efectiv, uitați cât de mare e harta asta și câte detalii are și cât de... Doamne, deci e imensă. Bun, deci am ales zona asta. Mi-a dat David 9 diamante și un iron. Ce zici, David, de zona asta? E bună, e bună. Dacă vrei, te pot ajuta la spate. Da, e bun că ești aici să mă ajuți. Am un ajutor. David are deja un oraș. Bă, ajutor, vin pe ea, genii. Te-am dat rail. Vezi că ți-am dat și eu $1000 să poți să-ți faci tu orașul tău. Ah, bun, mersi. Sper să-ți placă din ai venit la noi. Mersi, mersi. Dacă ai nevoie de ajutor, îmi poți spune oricând și încerc să fac timp să vin. Ok, perfect. Te las. Salut. Salut. Bun, deci am primit și 1000 de euro, au de euro, $1000. Să-mi fac și eu orașul cum trebuie acum. Hai că dau trade. Accept. Cred că trade accept. Ah, am aici buton de accept. Și ce facem? Așa. What? Băi, ce mi-ai dat aici? Că nu mă lasă să fac trade fără să dau ceva. Ah, păi ți le-am dat eu pe asta cu pamins. M-am uitat să ce mi-a dat David aici. Bun, și acum facem orașul nostru. Deci, cum era comanda? Stai că acum zic în SG. Doar legendele știu numele de la orașul ăsta. Și dăm create. Uitați-vă. Da, am știu cu asta. Aici s-a făcut protecția? Nu, ăsta e spawnul de la oraș. Da, wow. Și acum aici, în zona asta, pot să construiesc? Da, poți să faci orașul și mai mare, că e mic acum. Deci poți să văd să vă până unde e. Am scris aici jos, nu? Sălbăticie Dunwall. Până aici. Eu o să fac aici o zonă cu bărci, unde o să vânăm balene. O să luăm acum niște lemn, să ne facem o mică căsuță așa din început. Până o să ne facem imperiul nostru. Iar pe voi, abonații mei, vă aștept în orașul meu aici pe server. Uuuu, ce faine. E aici, tu ce mai vrei? Am uitat să iau luna. Nu, creeper! David, hai ajută-mă! Facem locul, taci bă. O să începem să îndreptăm aici puțin. O să David că-mi dea o lopată. Aici lăsăm așa și o să îndreptăm de aici. Da. Acum pentru început o să facem căsuța mai mică. Cam atâta. Înțelegeți voi? Asta e casa mea de început și voi, abonații mei, o să mă ajutați să clădesc orașul ăsta. Cred că e ok lemnul ăsta pe care l-am ales. Urăm de aici niște lemn. Am nevoie de lopată, mi-ai furat-o. A, nu am, nu aveai. Fac o căsuță de asta de sătean. Bă, te pute cu mine, bă. Faci două etaje. Fac un fel de balcon. Adați să facem niște gard. Uitați, așa. Ești fericit că-ți fac gard? Ai obținut ce am că fac gard pe acoperiș acolo. E, dar fac și aici în jurul orașului. Bun, momentan asta e căsuța noastră. Acolo avem geamuri. O să ai geamuri cam în treaptă, dar ok. Patul pe care mi l-a dat David, punem aici. Wow, îmi face David gard. 2000 years later. Ok, și am revenit. Jesse tot aici lângă mine, încă croșetează. Și haideți să vă arăt ce am mai făcut între timp. Ne teleportăm acasă. Deci asta e casa și așa am făcut-o în interior, m-a ajutat și David. Aici e patul meu și al lui Jess, care Jess nu a intrat niciodată aici pe server. Aici e acoperiș, o să pun și pe aici ceva. Sau cred că o să spar casa asta oricum, că e temporară. Ce am mai făcut a fost că am mărit zona asta, uitați-vă, e mult mai mare. Deci era un chunk și acum am 4 chunk-uri, cred că. Deci cam atât am făcut semn cât e zona mea. Și ce o să facem acum să ne mărim banii, o să fie să votăm, deci acum avem 2000 de bani și dacă votăm, o să avem mai mulți bani. Deci aici pe site o să dăm pe vote, your Minecraft username, ne punem username-ul, acceptăm și dăm vote. Și am votat. Și îmi scrie aici în chat că am primit $1000 și un vote key.
Eu am mai votat și acum am 3 vote key-uri, am mai folosit unul. Și acum o să mergem să dăm key-urile astea, să vedem ce primim. O să mă las prima oară în chest din chestii, să nu am la mine atât de multe chestii. Și acum o să mergem să facem key-urile. Și ca să faceți key-urile, veniți aici în zona asta și o luați încoace în dreapta, unde scrie Craft Zone Number 1. Și aici avem Vote Create. Și scrie aici, folosești comanda Vote și primești key-urile. Hai să folosim toate 3 key-urile. Să vedem. Și am primit mere de aur, nice. Hai să mai vedem. Mai avem încă 2. Loading, loading, loading. Loading, loading. Let me see. Un pic bottle experience. Ah, 5 nivele de experiență. Și ultima cheie pe ziua de astăzi. Let me see. Și am primit 500 de dolari. Hai că e bine. Și acum vedeți că de la 2000 cât am avut, acum avem 3670. O să mergem din nou acasă. Și am apărut acasă. Bum, am apărut. Deodată. Și o să ne mărim din nou zona. Ca să facem asta, vă învăț și pe voi. Deși pe voi vă aștept în orașul meu, nu trebuie să vă faceți voi oraș. Ca să mărim zona, trebuie să băgăm bani în bancă prima oară. Oare cum facem asta? Dăm așa, down, deposit și suma pe care o vrem. Cred că o să bag 2000. Bum. Pentru că o să cumpăr cu 2000, iau 4 chunk-uri. Și o să... Cel mai mult apicem și era un daci albastră. Și o să scriem așa, town claim, în zona asta. Aici unde am făcut scrie settlement momentan. Și venim din nou la sălbeticie și facem și aici exact același lucru. Bum. Și ceva, adică că mai bag 500 ca să facem și încoace. Să lărgim și băgăm și aici. Dăm și aici. Și venim și dăm și aici. What? Nu mă lasă. Nu sunt suficiente blocuri disponibile în localitate. Etena. Și Jess, cum e să croșetezi? Aia e. Bun, și acum că avem zona mai mare, trebuie să refacem gardul. Oh, dar încoace nu am pus. De ce sparg? De ce am spart și aici, oare? Nu înțeleg. Că aici nu trebuia. Oricum trebuie să schimb lemnul, pentru că destul de nașpa să construiesc cu lemn. Deci, până la blocul ăsta, am înțeles, deci de aici ai sălbăticia. Mamă, deci uitați-vă cât de mare am mărit. Uitați, acolo e casa. Și atunci continuăm încoace. Sincer, urăsc în plouă. Nu-mi place deloc în plouă. Eu mereu când joc pe hărțile mele, pe single player, opresc ploaia. Sălbăticie până aici, am înțeles. Și stați așa, că venim din cealaltă zonă. Venim de aici și începem. Așa, aici. Deci, ăsta e ultimul bloc, am înțeles. Ok, mai trebuie să fac rost de lemn. Haide să luăm rapid niște lemn. Oricum, planul meu e să fac zona asta cât mai mare. Pentru că o să fac case pentru toți abonații. Ca să pot juca cu voi toți. Uitați cât muncesc eu pentru voi. Vă aștept și pe voi să mă ajutați. Am pus gard pe apă plutitor. Și acum terminăm și gardul. Mâncare! Ei, mâncare! Și am terminat în sfârșit și gardul. Nici nu știu cum să vă arăt cât de mare e zona. Cred că o să merg sus undeva. Bun, acum că suntem sus, cam atâta e zona noastră momentan. Eu zic că e destul. Am vrut să iau și părticica aia de acolo, dar n-am reușit, nu știu de ce. Atât avem acum. Deci pot să vină liniștiți câțiva abonați, că avem loc de case pentru voi. Haideți să facem aici, lângă casă, o mică grădină, așa de distracție. A, dar stați, cum aduc eu apă aici? Cred că o să meargă. Și atunci aici vine pământul și pe aici o să vină apa. Bă, nu vine apa. Alo? E, atunci avem aici. Păi, stricată apa. Lăsăm grădina, abandonăm planul. Încerc din nou să iau partea asta ca să fie egal terenul. Nu sunt suficiente blocuri disponibile în localitate. De ce? Ce blocuri îmi trebuie oare? Nu o să știm niciodată. Nu e ca și cum sunt doi helperi și pot să-i întreb. Nu, Doamne ferește. Noapte bună. Ah, chiar s-a făcut zi dacă am dormit. Haideți să mai facem o casă pentru noul abonat care o să vină. Dar trebuie să curățăm pe aici.
ce mare copac. Curățăm zona de gunoaie. Mai amă, că ziceam de gunoaie. Urcăm sus aici. Iuliu! Ignorat, n-ați văzut nimic. Ok, și cred că acum ar trebui să dispară. Curățăm ca lumea zona asta. Truc de magie, acum o vedeți și acum nu o mai vedeți. Băi, dar ce am făcut aici? Ce s-a astea? Trebuie să strâng după mine acum. Bun, acum gata cu curățenia. Și începem să facem căsuța pentru primul abonat. O lopată așa pe sărăchie. Așa. Bun, am pregătit locul. Iar prima casă de la primul abonat o să fie chiar aici lângă mine. Ce abonat norocos, nu-i așa? Micuță, dar frumoasă. Bum, bum, bum. Bun, facem podeaua acum. Și acum terminăm cu podeaua și facem tavanul. Și o să facem exact ca la casa mea. A, de fapt, oricum facem, ziceam că facem ca la casa mea, se poate ieși afară. Dar o să pun niște scări ca să nu ocupe atât de mult loc. O să pun scări normale. Uitați cât de mult loc ocupă la mine. Punem scările, bum, bum, bum. Și o să iasă abonatul aici și o să zică, o să fiu eu acolo și o să zică, ce faci, vecine? Și o să zic, bine, vecine, tu ce faci? Și pa, o să zică, bă, n-ai să-mi dai niște bani. Și eu nu o să-i dau. Așa, facem un pat. Ce casă e aia fără pat? Pat alb așa pe sărăchie. Poate nu vrea pat negru. Punem aici un pat. Punem un chest pentru lucrurile lui personale. Punem frumos aici un crafting table. Uși. Nu s-a mi-a rămas ușile la David. O să le cer. O să avem și geamuri mari. Uitați așa. Mai mari decât ale mele. O să aibă cu 3. Și în spate cu 2. O, ce priveliște aici în spate. Bun, și momentan nu-i gata încă casa, dar o să o termin. Asta e casa pentru primul abonat. Asta e casa mea, pe care o să mai modific. Și oricum, o să distrugem toate casele și o să le refacem. Bun, deci cred că cam atât pe astăzi. O să continuăm când o să am și niște ajutoare. Așa că veniți pe server să mă ajutați. Din nou, vă zic serverul găsit în descriere, dacă vreți să intrați. Iar până data viitoare, eu am fost Erwin, Jesse aici lângă mine și ne vedem data viitoare. Pa!